vremuri au existat în comună, ca să zicem, artiști destoinici ca Țilincă, Dumnezeu să-l ierte, cânta la 6 instrumente, fluiere, ocarină, oboi. Iar ideea de a înființa o formație artistică la nivel de școală generală ne-a venit așa, cum să vă zic, gândindu-ne că după Revoluție aproape tradițiile și obiceiurile comunităților s-au cam dat la o parte. Tineretul de astăzi e mai receptiv la Valentine's Day sau la Halloween decât la drăgaica noastră sau la dansurile populare și am zis că aceste lucruri trebuie păstrate și duse mai departe. În această idee, în 2011, am înființat ansamblul folcloric Doina Casincei, având un coregraf tânăr, ambițios pe Marian Coman. Și de atunci și până acum s-au prindat prin ansamblul nostru, cred că peste 150 de copii, dacă nu și mai bine. În momentul de față funcționează pe 3 nivele de vârstă, grupa mică, cei de în jur de 6 ani, grupa mijlocie și grupa mare sunt copiii de clasa 6-a, 7-a și a 8-a. Unde merg ei? Unde vă reprezintă? Care au fost locurile în care au ajuns acest ansamblu până acum? Deci ansamblul l-am înființat nu doar să învețe copiii să danseze, ci să ducem și prin alte locuri tradițiile noastre în ceea ce privește dansul popular. Așa că am participat la concursuri în țară, aproape la toate concursurile principale, la Iași, la Suceava, la Târgu Jiu, la Craiova, unde am câștigat premii importante, să vede și pe perete diplome pe care le-am câștigat, dar nu ne-am oprit numai la concursurile din țară, ci am fost și în străinătate, în Macedonia, în Bulgaria, în Polonia, în Austria, în Moldova. Vă mândriți cu acești copii, se vede pe fața noastră, da, că vorbiți cu înfrăcarea despre ei. Da, copiii, sigur că ei sunt oglinda noastră și în aceeași măsură și viitorul nostru. Cu cât sunt mai instruiți, cu cât sunt mai bine pregătiți, cu atât societatea noastră, societatea românească în care credem atât de mult, se va transforma și se va schimba în bine. Este un sprijin extraordinar de mare pe care ni-l oferă domnul primar Gheorghe Țilincă, fără de care acest ansamblu nici nu s-ar fi înființat, pentru că dumnealui a venit cu această idee și cu soția dumnealui. Este un mare iubitor de artă și de tradiții. Ne ajută absolut cu tot banii de transport. Am cumpărat costume, să avem costume noi, avem încălțări noi, pantofi la fete, cizme la băieți, avem tot ce ne trebuie. Cum îi selectați pe copii? Cum îi alegeți pe cei care credeți că vor face mai târziu performanță în această activitate? Deci, la început chemăm toți copiii de la școală, normal, și ușor, ușor ei se triază, pentru că cei care nu au ureche muzicală, singuri renunță. Nu este nevoie să-i dau eu afară sau să le spun, pentru că sunt copii și nu știu dacă ar înțelege. Și ușor, ușor se triază singuri, își dau seama singuri că nu sunt făcuți pentru așa ceva. Ansamblul a mers până acum în mai multe localități din țară și chiar și din străinătate. Care este, eu știu, activitatea sau, eu știu, deplasarea care vă mândriți cel mai mult până acum? În țară am fost la toate festivalurile de copii posibile, din toate orașele mari. Aș putea să spun că cel mai mare premiu pe care l-am câștigat și cel mai de suflet este la Peștișorul de Aur, aici la Tulcea, totuși aproape. Este cel mai mare festival de copii din țară și am câștigat marele premiu acum 3 ani. Este cel mai mare trofeu pe care l-am câștigat. Iar pe plan internațional, ce deplasări ați avut până acum? Am fost în Polonia, la Elk, în Macedonia, în Bulgaria, în Republica Moldova. Am avut ceva deplasări. Din clasa 1 am ajuns să fac chestiile astea și mi-a plăcut. Ce-ți place cel mai mult? De ce vii aici în continuare? Păi îmi place să dansez și... Îmi place că sunt mulți copii, socializăm când plecăm cu dansurile și am fost în numeroase țări. Unde ai fost până acum? În Macedonia, în Ucraina, în Bulgaria, în Viena. Ce premii ați obținut cu ansamblul? Păi foarte multe de întâi. Am mai primit și 2 la aceste concursuri foarte dificile. Muzica.
că meritul în primul rând este al copiilor și apoi al domnului profesor Coman. Noi ne-am implicat pentru că era nevoie de cineva să fie în spatele acestora. Copiii au reușit să viziteze orașe renumite din țară și au reușit să și câștige aceste trofee pe care le-au câștigat cu foarte multă muncă. Unde au mers? Am zis că nu numai în țară, chiar și în străinătate ați mers până acum. I-am însoțit și am ajuns în Viena, am vizitat Târgul de Crăciun și acolo am susținut un spectacol pentru austrieci, cei care au fost sponsorii noștri. Am achiziționat 80 de costume populare, tradiționale nord-dobrogene, cu ajutorul lor și au fost foarte fascinați de dansurile noastre. Am avut o seară românească.